Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Trebuie să mărturisesc că mi-am dat seama săptămâna asta, săptămâna mare, săptămâna patimilor, este importantă și pentru televiziune în județul Neamț. Și vă spun de ce. După foarte, 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 foarte mult timp, avem și o dezbatere, ceea ce înseamnă că nu mai avem un singur invitat, cum se obișnuiește mai nou, sau invitați care vorbesc despre același lucru, de obicei din aceeași zonă politică. Acum vorbim despre administrație și vorbim cu doi primari de municipii, că s-a întâmplat să fie primar liberal, este o altă poveste. Noi vorbim astăzi despre administrație cu cei doi primari de municipii de la Piatra Neamț. Le spun bine ați venit în emisiune. Începem cu cel care n-a fost niciodată în direct aici în platou, domnul primar Leonard Achiriloae-ei, ca să nu greșesc. Da. Așa, bună, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Îi salut pe toți cei care sunt alături de noi în această dimineață. Și domnul primar Andrei Carabela, care este un obișnuit al acestui studio. De obicei joia, astăzi e marți, nu sunt trei ceasuri rele. Astăzi se spune că este ziua cea mai fericită și plină de noroc din an. Îmi ajută așa să fie. Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit și bun venit, îi spun și eu colegului meu, Leo Achiriloae de la Roman, care se mobilizează foarte bine acolo și apreciez activitatea lui ca fiind una dintre cele mai accentuate din zona asta administrativă a regiunii Nord-Est. Și tragem tare să facem din aceste municipii elemente de referință în ceea ce privește administrația. Haideți să punem tema emisiunii, Bogdan. Haideți să punem, ca să avem un punct de plecare. Deci, doi primari, două municipii, aceleași probleme? Cred că în mare, da. Problemele, cred că îmbracă două aspecte sau problematica în municipii sau în orice unitate administrativ-teritorială are o parte administrativă, funcțională și administrativă, să-i spunem în general, și o parte de dezvoltare, de proiecte, de viziune. Și de aceea, din acest punct de vedere, să spunem că sunt asemănătoare administrațiile publice locale. Dar, bineînțeles, fiecare în parte se lovește de anumite particularități, stadii, specificități și de aici începe dansul, să zicem. Și putem face o paralelă, exact cum ați spus în începutul emisiunii, un oraș dintr-o zonă montană, cum e Piatra Neamț, cu perspective și previziuni, și Romanul, care este un oraș, să zicem, mai deșes, cu alte avantaje, să spunem, o poziție, o deschidere geostrategică foarte bună în centrul Moldovei și cu altă perspectivă de dezvoltare și, evident, alte viziuni și adaptări. De aceea, să zicem, plecând de la niște lucruri comune, ajungem la niște chestii foarte, adică lucruri foarte specifice și care țin aici de abilitățile fiecărui primar, de modul cum își coordonează proiectele și le dirigează pentru a fi eficiente și aplicate dezvoltării localității. Domnul primar, aceleași probleme? A început foarte interesant, domnul Achiriloae. Și foarte corect, pentru că în cea mai mare parte problemele sunt aproape identice. Și dacă ne referim la o prioritizare, să zicem, a problemelor pe care le-am identificat cel puțin la nivel de Piatra Neamț, putem spune că cele mai grave, cele trei probleme la nivel de Piatra Neamț sunt apa, sănătatea, infrastructura de sănătate, de servicii în sănătate și transportul, și aici includem pe de o parte infrastructura rutieră precară, destul de afectată de trecerea deceniilor fără intervenții complexe, fără investiții care să dăinuie în timp,
și partea de transport public. Cel puțin, dacă ne referim la cea mai gravă dintre probleme și cred că merită subliniată partea de livrare a apei potabile și a ceea ce înseamnă rețea de apă. Cred că domnul Aghilina e sătul de problema asta. Sigur că da. Probabil ponderea și gravitatea diferă, dar este clar că ocupă foarte mult timp găsirea soluțiilor și a resurselor pentru remedierea acestor probleme. Eu aș vrea să începem de unde, de la acea deosebire de localizare. Mie mi se pare că în momentul acesta principalul avantaj al romanului față de Piatra Neamț este deschiderea pe care o are prin infrastructură, poziție, deci, dar și infrastructura care e 85. Prin E85, calea ferată, care e directă, nu e extensie. Deci, ăsta este principalul avantaj. Și de aici, politica de dezvoltare a romanului este axată pe dezvoltare, pornind de aici, pe când Piatra Neamț trebuie să-și axeze politica pe dezvoltare, pornind din interior și să aștepte cumva rezolvarea problemelor de infrastructură, și aici mă refer și la calea ferată și la șosele. Așa este. Și de aici și probabil specificul fiecărei dezvoltări. Bănuiesc că dumneavoastră nu aveți probleme la Roman, sau nu aveți atâtea probleme ca la Piatra Neamț, cu spațiile pe care le puteți oferi dumneavoastră sau cei din zona metropolitană pentru investitorii mari. La Piatra Neamț este o problemă. E foarte mare, dar problema s-a creat în timp și contextul. Absolut, ar fi știm permis cu toții. Și la Piatra Neamț să avem o serie de... Cunoaștem asta, știm cu toții cum s-a ajuns aici în mai un teren. Deci, pornind de aici, să încercăm un pic să vedem cum vedeți romanul peste 10 ani și dumneavoastră cum vedeți piatra peste 10 ani. Sau începem cu piatra, cu romanul. Dacă mă întrebați pe mine, pornind de la ceea ce am spus în debutul emisiunii, evident că pentru municipiul Roman dezvoltarea este într-o zonă economică cu preponderență. De aceea și viziunea noastră, viziunea mea pentru dezvoltare este în crearea unui mediu și unei zone propice dezvoltării economice cu facilități în această zonă și cu strategii adaptate. Dacă vorbim de Piatra Neamț, ceea ce face aici prietenul meu Andrei Carabelea, domnul primar de Piatra Neamț, în crearea unui, să zicem, un brand local, o zonă de atracție turistică cu o infrastructură dezvoltată și cu condiții deosebite, este o perspectivă care peste 10 ani poate aduce un avantaj competitiv acestui municipiu în zonă. De aceea, în felul acesta, trebuie să ne facem, cred eu, strategiile fiecare dintre noi, chiar dacă la bază este, să zicem, grija față de cetățean, trebuie să ne gândim la o strategie pe termen mediu și lung, în care localitățile noastre să fie bine așezate, bine dezvoltate și atractive atât pentru cei care locuiesc sunt în acest moment la o vârstă medie, cât și pentru tinerii care să fie stimulați să se reîntoarcă în localitățile noastre. La acest lucru mă gândesc mereu ce aș face sau ce ar trebui să fac pentru ca tinerii, după ce se duc și se formează în zonele universitare, să poată reveni și să-și găsească în Roman un loc de muncă bine plătit, să-și găsească condiții în școlile din Roman, să se poată pregăti și să-și crească copiii în grădinițe și în creșe, să beneficieze de spații de relaxare și de agrement pentru a avea o viață armonioasă. Și aceste lucruri sunt, să zicem, priorități și fac parte din ceea ce gândim noi, sau eu personal și cred că și domnul primar Andrei Carabelea, pentru localitatea dumnealui. Deci lucrul acesta noi l-am mai discutat. Greu este să ajungi la un rezultat. E chiar foarte greu.
Este foarte greu și mai ales dacă ne uităm la ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat doar în ultimul deceniu în regiune. De nevoie suntem până la urmă în regiunea care și-a alungat practic populația tânără în alte colțuri ale țării sau ale lumii pentru a-și găsi un rost în viață și pentru a-și întemeia familii. Numai în perioada 2010-2020, din Piatra Neamț au plecat o treime din populația tânără a orașului. Și dacă aceste date se pot pune cap la cap de-a lungul statisticilor anuale, iată că recensământul dat publicității, datele recentului, ultimului recensământ, ne arată că populația orașului este într-adevăr a trecut printr-un proces extraordinar de scădere. Da. Și îmbătrânit. 79.600 de pietreni. În dezvoltarea orașelor, un indicator elementar sau principalul indicator care arată starea de bine a orașului respectiv, a comunității respective, reprezintă demografia. În momentul de față încă suntem pe minus. Pentru a corecta acest lucru, și anume dezvoltarea, pentru a pune pe o linie sustenabilă dezvoltarea orașului, există două abordări. Fie banii vin după oameni, fie vin oamenii după bani. Adică, dacă ne focusăm pe dezvoltarea economică, și aici trebuie să ne uităm la, așa cum spunea și domnul primar Chiriloai, avantajele competitive ale zonei respective. Piatra Neamțul, din păcate, într-adevăr, este cumva izolat din punct de vedere al infrastructurii rutiere, a conectivității de marile piețe. Atât în ceea ce privește piața de materii prime, cât și piața de desfacere. Ceea ce înseamnă că, spre deosebire de Roman, noi nu avem acest avantaj competitiv să-l prezentăm unui investitor care să vină să investească la Piatra Neamț într-o unitate de producție mare, pentru că un investitor caută răspunsul la trei întrebări capitale. Apropierea de materii prime, apropierea de piață de desfacere și accesul la forță de muncă calificată sau calificabilă. Din păcate, având în vedere scăderea demografică care s-a petrecut în ultimele decenii, nu avem posibilitatea de a răspunde convingător la niciuna dintre cele trei întrebări. Spuneați la un moment dat că trebuie să așteptăm rezolvarea problemei de conectivitate, de infrastructură rutieră și feroviară pentru a se schimba lucrurile. Pe de o parte, nu putem să așteptăm asta și nu așteptăm. Se întâmplă procesul sau proiectul realizării drumului expres a intrat în linie dreaptă. Suntem în faza în care așteptăm finalizarea studiului de fezabilitate, care știu că este planificată pentru luna iunie acestui an, din discuțiile pe care le-am avut chiar și săptămâna trecută cu directorul CNAIR, după care se va lansa în proiectare plus execuție pentru 3 ani, ceea ce înseamnă că în maxim 3 ani ar trebui ca Piatra Neamțul să fie conectat printr-un drum rapid de Bacău, respectiv de autostrada care astăzi este în lucrări destul de ample și accelerate. Știți foarte bine, dacă faceți un drum către București, întâlniți la fiecare minut măcar un camion al constructorului care se deplasează pentru aprovizionarea cu materiale. Este clar că acolo se lucrează intens. Și e lucru extraordinar. Dar acum uitați, eu am spus întotdeauna cititorii. N-am terminat răspunsul, pentru că am vorbit despre faptul că astăzi nu putem fi convingători în a atrage un investitor străin și, sincer să fiu, nici nu sunt foarte când tentat să dau industrie, credar. Când este vorba de industrie. Da, la asta ne referim. Vreau să zic, să subliniez că teoria sau abordarea unei strategii conform căreia oamenii vin după bani, este puțin probabilă la Piatra Neamț. Adică dezvoltarea industrială care să atragă, să creeze locuri de muncă și să vină
în felul acesta să creștem din nou populația, populația orașului. Oameni veniți din altă parte. Nu este o abordare pe care astăzi să o putem proba și demara la Piatra Neamț, ci cealaltă. Acel lucru îl facem cum? Folosind avantajul competitiv pe care îl are Piatra Neamț, respectiv o așezare geografică ideală din punct de vedere al cadrului natural, cu ape, cu munți, cu verde din orice colț al orașului privești, asta înseamnă o perspectivă bună pentru creșterea serviciilor și calității serviciilor publice și în ideea creșterii calității vieții aici. Creșe, sănătate, transport public, divertisment, activități în aer liber, recreaționale, care să atragă oamenii. În felul acesta, ținându-i pe oameni, fidelizându-i față de aceste locuri, se dezvoltă și afacerile care, tocmai pentru a susține acest nivel economic. Haideți să pornim de la o constatare. Și Romanul și Piatra Neam sunt municipii, dar sunt orașe mici, dacă ne referim la numărul de locuitori. Chiar dacă... Nu puteți gândi, cred, și mulțumesc celor care îmi trimit întrebări, nu puteți, și preiau o întrebare, nu puteți gândi, cred, o strategie pentru oraș fără să țineți cont de localitățile din jur. Care este abordarea zonei metropolitane și răspunsul pentru asemenea lucruri în zona Roman, în zona Piatra Neamț? Nu vreau eu să spun, vă las pe dumneavoastră, pentru că de aceea v-am adus aici, pentru că aici este și cheia, probabil, a dezvoltării viitoare a celor două municipii. Haideți să vă spun cum văd eu lucrurile și ce... Și care e realitatea. Care e realitatea. Și, într-adevăr, noi, Romanul, beneficiază de o zonă metropolitană densă. Tocmai de aceea, iarăși un parametru care naște interesul investitorului este posibilitatea unei accesării unei forțe de muncă, calificată sau calificabilă, așa cum vorbeam. De aceea, conștient de acest fapt, evident că trebuie să profităm de acest lucru și facem ce? De exemplu, în PNRR facem linie de transport public comun între Roman și localitățile învecinate. Avem deja parteneriat cu Cordun și facem acest lucru tocmai pentru a crea această legătură. Creăm culoare ciclabile care să permită accesul în zona industrială a celor care sunt în zona metropolitană pentru a ne conexa cu rețeaua lor și a-i aduce aproape de zona noastră industrială. Facem parteneriate pentru învățământul dual și avem parteneriat cu Universitatea din Suceava pentru și Colegiul Tehnic din Roman, Vasile Sav, pentru primele două clase pregătite în parteneriat cu investitorul american TRV. Facem ce? Creăm, pe lângă ce spuneam, învățământ, zone de creșă, zone de grădiniță pentru cei care muncesc și au nevoie de locuri unde să lase copiii peste zi și un sistem de sănătate cât mai performant, pentru că municipiul Roman, spre deosebire de Piatra Neamț, are în administrare spitalul. Și spitalul, care știți că este o instituție foarte grea, complexă și care rezolvă întreaga zonă metropolitană fără să primească un leu de la Consiliul Județean de ani de zile. Și acest lucru trebuie să ne dea de gândit în abordarea corectă a strategiei județene. Dar trecând peste acest aspect, vreau să vă spun că în acest moment suntem în execuție, în construcția unui centru imagistic la Roman prin fonduri europene, care va beneficia de aparatură de înaltă performanță pentru investigații și, sigur, permanent ne interesăm de servicii de calitate în acest domeniu. Sigur, peste tot sunt lucruri de făcut, nu am pretenția că suntem la... chiar la ceea ce ne dorim, dar este în atenție, în interesul nostru și creăm aceste... Și vreau să vă rog să-mi spuneți, de când se vorbește și de când se fac pași pe zona metropolitană la Roman? Pentru că se discută de mult timp, eu nu știu când s-au făcut... Undeva, cred că în 2010 s-au început discuții de zona metropolitană, avem o asociație Roman Metropolitan
Sigur, unii ar putea spune că este mai importantă sau mai activă sau mai puțin activă, dar în relațiile directe cu administrațiile locale din zonă încercăm să punctăm sau să ne sprijinim și să dezvoltăm anumite lucruri care pot Eu vă mulțumesc. 2010. Când ați ajuns primar, ce ați găsit vis-a-vis de zona metropolitană? Eu vă spun cum s-a făcut zona metropolitană la Piatra Neamț, cu compasul. Cineva a pus centru la piatră și a făcut așa. Noi am beneficiat, sau am avut noroc. Am găsit doar compasul, domnul, să știți, atât a rămas. Domnul actual deputat, fost primar de Roman, domnul Laurențiu Leoreanu, a avut de atunci viziunea de a crea această zonă de dezvoltare, de interes, de comunicare, trecând de această barieră a politicului și de a încerca să creeze relații corecte, cu toate administrative. Și vedeți, dumneavoastră chiar are în continuare relații corecte și cu primarii, atât din propriul partid, cât și de la alte partide. Acum să vedem avatarurile unui primar cu zonă metropolitană declarată și nefuncțională în mare măsură. Haideți să vedem, pentru că vedeți, de aici pleacă foarte multe lucruri. Acolo a existat o idee, a existat o încăpățânare pozitivă în a merge încet, încet. Să vedem care e situația la Piatra Neamț. La Piatra Neamț au fost câteva ședințe între primarii zonei metropolitane acum constituite. Nu, au fost două ședințe sau trei ședințe anterior mandatului meu. După care și prima, am făcut o întâlnire în care toată lumea a venit să se plângă că, domnule, ne-am văzut de atâtea ori și nu s-a făcut nimic și nu... Altă problemă. S-a dat, practic, această organizare nu ne convinge. Până la urmă, avantajul și de ce este nevoie de această gândire integrată, pentru că doar în felul acesta putem dezvolta comunitățile. Astăzi nu mai suntem un evul mediu cu cetăți, cu ziduri și dincolo de acele ziduri nu ne mai interesează. Aici vă pot contrazice, mai sunt cetăți cu ziduri, da, greu de penetrat, le-am mai exportat în ultima perioadă, dar le avem încă. Cine vine cu această gândire retrogradă nu face parte din aceste vremuri. Asta este ideea și nu poate profita de oportunitățile pe care le avem astăzi. Și nu o să vă vină să credeți, dar aveți dreptate. Chiar există astfel de oameni care nu numai că nu înțeleg, dar nici măcar nu vor să audă despre zona urbană funcțională, despre zona metropolitană. Și de ce este important să o facem totuși? Și eu mai spun astăzi, poate o aud și cei care încă se opun cu încăpățânarea. Tocmai spuneam mai devreme că nu putem fi convingători spre a atrage pol de dezvoltare și investiții în zona noastră din cauza faptului că nu putem răspunde sau nu putem compensa măcar cu partea de acces la forță de muncă. Nu are Piatra Neamțul suficientă populație, dar totuși cu zona din prejur, Roman, da, avem o zonă destul de densă, cu mai multe OAT-uri, împreună cu care putem ajunge la o populație de 150.000-160.000 de locuitori. Să zicem astăzi, poate chiar mai puțin, că nu știu toate datele recensământului pentru fiecare localitate în parte. Și pentru a putea deservi operatorii, agenții economici pe care avem în zonă, și nu mă refer neapărat la alți investitori pe care să-i atragem, toți investitorii din zona, se plâng că firmele, nu mai au oameni. Se plâng, da, că nu mai au oameni, da, este clar. Angajați de, nu reușesc să atragă noi angajați, deși sunt în plină dezvoltare unele dintre aceste companii. Pentru a le sprijini, noi trebuie să venim cu servicii integrate care să conecteze, să creeze o zonă de servicii de conectivitate, adică transport public eficient care să conecteze toate aceste localități. Și avem muncă de lămurire cu primari din zonă care nu vor nici măcar să audă despre beneficiile aderării la zona urbană funcțională sau la zona metropolitană. Asta înseamnă să ratăm proiecte care să finanțeze modernizarea, achiziția de material rulant cu autobuze moderne pe zona respectivă, care, bun, să deservească întreaga... Domnul primar, mă scuzați, dar noi aici avem
Noi în Neamț stăm bine, și aici cred că și domnul Leonardo o să fie de acord cu mine, cu ADI-urile. Cum se cheamă? Asociații de dezvoltare intracomunitară. Sună senzațional, sună frumos. Ce a făcut ADI-ul Trans pentru dezvoltarea intracomunitară pe transport? Știți, când eram copii, aveam că la chestia asta un răspuns. Mi-e și rușine să-l fac. Păcat, deci în gură strângea așa tare, s-auzea un zgomot, pliosc. Ajungem la o problemă senzațională. ADI Aqua Neamț, care este, eu îi zic, o instituție împreună cu ADI Eco Neamț, instituții de ascuns responsabilitatea și problemele din domenii, două domenii foarte importante. Apa și deșeurile, gunoiul. Ce a făcut ADI Aqua Neamț pentru municipiul Roman și pentru municipiul Piatra Neamț, în condițiile în care municipiul Roman este principalul consumator de apă, urmat de municipiul Piatra Neamț? Pot să vă zic eu una frumoasă? Apă de ploaie? Da, cam chiar de ploaie, pentru că săptămâna trecută, știți, toate podurile din oraș sunt pe proiecte de reabilitare și modernizare. Și dintr-o dată, un pod care a devenit podul principal al orașului, pentru că pe acolo trece aproape toată lumea sau jumătate din traficul din mașinile care tranzitează Piatra Neamțul dinspre Mărăței, spre Dărmănești și Precista, ajung în zona sensului giratoriu de la Orhei, de pe strada Orhei. O mașină Apa Serv. Săptămâna trecută, pe la 10, într-o zi, în miercuri, săptămâna trecută, era fix în sensul giratoriu acolo pentru a se încărca cu apă de la pompa, de la hidrantul din zonă. Mi se pare absolut este normal. Singurul hidrant pe care l-au găsit. N-ați înțeles nimica. Era modalitatea prin care societatea își făcea reclamă. Pe mașină scria Apa Serv în fiecare casă și unde poți să stai să-ți faci reclamă decât în locul cel mai aglomerat, mai ales că ai și un motiv. Iei apă de la hidrant. Este foarte ok, adică eu nu înțeleg, n-ați înțeles esența. Ei își fac reclamă. În fiecare zi eu primesc 15, 16, 17 anunțuri de la Apa Serv, bănuiesc că le primiți și dumneavoastră, în care spune Apa Serv cu regret anunță că oprește apa. Nu e vorba de oprit apă, este vorba de o reclamă penetrantă la toți locuitorii. Cum ai ști despre Apa Serv dacă te-ai duce doar și ai dat drumul, s-ar ieși apă curată și bună? Sau nu s-ar întrerupe? Deci dumneavoastră îi suspectați de o strategie de marketing extraordinar de competență. Eu, dacă mă întrebați care sunt primele trei probleme ale romanului, aș spune apa. Cam astea sunt. Și din păcate aș spune că tocmai strategia de management acestei companii din ultima perioadă, din ultimii ani de zile, a adus această situație. Adică o situație în care este foarte dificil să intervii. Aș spune că de la incompetența managerială, tehnică, cea de strategie de dezvoltare, că vedem acum, aflăm tot felul de lucruri, că proiectul, nu știu, că POIM-ul s-a pierdut, că nu are capacitate investițională, nu se pot respecta asumările contractuale. Se deschide o nouă axă de la POIM, se cheamă Prostim. Da, așa se pare că în acest moment așa se încearcă și strategia de marketing care se promovează e că primăriile sunt de vină. Absolut, și trebuie să facă. Nu, primăria are anumită responsabilitate legală și nu se poate suprapune pe responsabilitatea companiei, pentru că va veni curtea de conturi și îți va spune ce cauți tu acolo să faci înlocuire de rețea, că nu-i treaba ta, cu este a companiei. Cine trebuie să facă întreținerea? Compania. Cine trebuie să facă reparațiile? Compania. Cine trebuie să facă înloc? Compania. Păi, hai să vedem. Eu am luat cifrele din ultimii ani, te sperii să vezi care sunt nivelul încasărilor și care sunt investițiile care se întorc în infrastructură. Conform contractului, responsabilități. Da, administrația publică locală trebuie să facă extinderi și le face. Și am văzut și aici în Piatra Neamț și noi în Roman am făcut.
trebuie să faci proiecte de modernizare, pentru că tu îți dezvolți orașul într-un anumit fel și atunci evident că aceste lucruri trebuie să le faci. Dar nu trebuie să faci treaba administratorului. Deci el a primit rețeaua în administrare pe care o utilizează și pe care încasează. Iar o strategie deficitară în toți acești ani, nealocarea de resurse etapizat, a adus în neamț această situație dezastroasă. Și de aceea spun că se încearcă acum pasarea responsabilităților în cu totul altă direcție. Dar ajungem la Adi, care vedeți cum a gestionat aceste lucruri și îl vezi inexistent. Păi e greu să funcționeze un ADI să fie eficient când are o majoritate controlată. Da, și da când, pentru că Romanu și Piatra Neamț are același vot. Păi asta cu, spun. Bădințu, cu... Exact, este absolut inacceptabil. Adică noi venim cu un vot și evident că nu poți să dai un vot pozitiv pe o strategie de dezvoltare, pe o alocare de resursă, dar dacă majoritatea stabilește într-un anumit fel... Ce ai? Ai un tarif pe care nu ți-l dorești și nu l-ai aprobat, ai o prioritizare pe care tu nu ai avizat-o. De aceea, modul de funcționare, într-adevăr, așa a fost la acel moment când s-au înființat, așa era posibilitatea de finanțare, pentru că programul de dezvoltare la momentul respectiv necesita formarea unui astfel de ADI pentru a beneficia de fonduri, dar... ADI trebuie să fie lucrativ, cineva statutul, statutul făcut atunci, după părerea mea, este unul prost. Nu poți să pui, să ai același vot, vorba mea, nu vreau să... Dar haideți să mai vedem și altceva. În spate mai avem ce? Mai avem AGA, mai avem Consiliul de Administrație. Absolut. Avem AGA, care este majoritar Consiliul Județean, aproape 80%. Da? Are reprezentativitatea, adică cea mai putere, cea mai mare putere în da, fără discuție, adică deci rău nu este numai la APASEA, ci și la Consiliul Județean, exact, și prin sedii de partide. Trebuie să înțelegem că dincolo de faptul că ești reprezentant al unui partid vremelnic și ai o funcție, pe lângă acest lucru trebuie să fii și eficient. Trebuie să faci până la urmă un management și al utilităților publice și al administrației publice locale, pentru că aceste lucruri lăsate în acest fel, vedem de peste aproape două legislaturi, s-au dus de râpă, ca să spunem. Eu mi-aduc aminte câte probleme au fost cu APASEF la Piatra Neamț, numai pornind de la proiecte, nu vorbim de problemele generale. Deci... investiție de cât? 17 milioane pe o conductă sau cât? Pe rețeaua de apă parcă nouă a orașului, da. De aducțiune, da. 17 parcă 17 milioane și ceva. Este valoarea totală a proiectului cu canalizarea deja realizată. Așteptăm să vină țeava. Sperăm ca săptămâna viitoare să vină conducta. Știți de ce am spus 17 milioane? Pentru că... acesta este bugetul suportat inițial pe care ne-am asigurat că l-avem pe bugetul. Nu știu care sunt pierderile de la APASEF pe anul trecut. Din câte am înțeles eu, cifra e destul de mare și se apropie cumva. Păi eu vă întreb așa, dumneavoastră faceți o țeavă, extindere. Când o dați la APASEF în administrare, vă crește numărul de acțiuni în societate? Noi nu vom face cel puțin. Până acum nu. Nu a fost deci niciodată. Eu n-aș accepta să dau o investiție de 17 milioane fără să crească numărul de acțiuni în societate, capitalul social. Transferul se face cu caracter temporar, este o dare în administrare acelei rețele, ea este în continuare proprietatea aici este marea administrației problemă. Publice locale, este considerată bun de retur. Așa a funcționat principial. Știți cum este? Când ești de bună credință. Faci lucrul ăsta. Trebuie să faci lucrul, adică nu forța, pentru că e un serviciu public. Deci tu administrezi un serviciu public, trebuie să-l administrezi principial. Poți greși, oricine poate greși, dar ideea este de a merge cu gândul bun, constructiv, cu oameni profesioniști care să facă lucrurile în direcția bună. Și care să vină cu soluții. Exact, asta ne dorim. Eu nu am ceva cu operatorul APASERV. Eu am ceva, eu vreau să fie serviciu bun. Atât timp cât serviciul nu este bun și constat niște lucruri, e clar că nu sunt mulțumit. De aceea, în timp făcându-se aceste greșeli, acum e foarte dificil, urmăresc și eu și încerc tot felul de soluții pentru a putea să ieșim din această situație de criză. Dar nu neapărat, poate fi și aceasta cu acționarul majoritar sau creșterea numărului de acțiuni,
Poate fi o soluție, dar nu cred eu că aici e cheia rezolvării problemei. Fără responsabilitate, profesionalism și dorință de a, de a face lucrurile așa oricum, cum trebuie. Oricum, la ce s-a ajuns în momentul ăsta la APA Serv, părerea mea este că lucrurile nu pot fi repuse pe șine sau în conducte, chiar și noi, decât în câțiva ani. Pentru că s-a dus prea departe. Adică e aberant. Declarăm pierderi de 70% sau 60%, 68%, da. Declarăm pierderi, nu de azi, de ani de zile și mergem cu ele înainte. Păi haideți, oameni buni, să vedem, stați un pic. Am avut un program, am extins niște instalații în zona aia, avem pierderi? Peste tot sunt pierderi. Păi dacă... Noi declarăm că avem pierderi și ne plângem că nu avem suficientă apă. Păi dacă apa care o ai... mai bine de jumătate o pierzi. Înseamnă că strategia ta trebuia să elimini pierderile pentru a avea nevoie de cât mai puțină apă. Corect. Și a fi eficient și a încasa tot ceea ce pompezi din sol. Adică sunt niște principii economice foarte simple. Le-am mai tot spus, dar lucrurile au fost într-o altă coordonare și... Dar ce este mai cinic este că nu vin cu niciun plan de investiții care să corecteze măcar într-un calendar de, nu știu, X ani, de 5 ani, să ne propunem investiții care să reducă aceste pierderi. În fiecare an se vine cu propunerea către consiliile locale din toate UAT-urile componente în Adeaqua să majorăm tariful. Adică toate aceste pierderi le decontează cineva. Se acoperă cineva, prin tariful. Cine le decontează? Cetățeanul. Da. De asta plătim top 10 ca și valoare, suntem în top național. La un moment dat, Romanu a spus, domne, noi ne gândim foarte serios să mergem spre apa vitală. Au fost niște discuții. Eu nu spun neapărat apa vitală. Eu vă întreb cât de fezabil este să mergem înainte în momentul ăsta cu apa serv, în condițiile în care se poate ajunge la situații aberante. De exemplu, ești primarul municipiului, da? Ai de făcut o lucrare undeva. Am avut și noi cazul și la piatră. Aviz condiționat. Și primești un aviz condiționat de la o societate care trebuie să presteze un serviciu, în condițiile în care pe zona respectivă societatea n-a făcut ce trebuia să facă și acum îți condiționează avizul de schimbarea țevilor. Adică se ajunge la niște chestii. E fezabil să mergem în felul acesta cu o societate care pare anchilozată? Sau ar trebui să ne gândim la soluții? Nu știu. Vă întreb. Da. E un lucru la care sunt eu m-am gândit. Sunt situații în care sunt proiecte de reabilitare pe fonduri europene, de străzi, de infrastructură stradală și evident ar trebui înlocuită și infrastructura de apă și canal. Evident că nu o pot face. Vă dați seama, se ajunge într-o situație foarte, foarte dificilă și e clar că, exact cum ați spus dumneavoastră, lucrul acesta nu se poate regla peste noapte. Nici dacă am avea sumele necesare, se spune că ne-a dat cineva un miliard acum și rezolvați problema. Tot nu poți să o rezolvi, că nu poți să iei orașul pe sus, să-l muți și să rezolvi infrastructura de apă și canal. De aceea, specialiștii care ar putea să facă un audit eficient, care ar putea să dea o prioritizare, să vină cu o strategie, ar putea să facă acest lucru. Iar singurii competenți sunt cei care gestionează acest serviciu. Dar se pare că, așa cum spunea și domnul primar, acest lucru nu vine. Tot îl așteptăm. Nu găsim această deschidere, această prioritizare, această auditare a serviciului și să știm foarte clar ce avem de făcut mai departe. De aceea, cel puțin la noi în zona română, având în vedere și faptul că suntem anunțați constant că se reduce presiunea la apă pentru acumularea apei în vederea pierderilor, evident că singura noastră soluție este aceea de a identifica un operator care să poată face serviciul acesta în condiții cât mai bune, adică să poată interveni eficient și operativ, nu să stea 10 ore la o mică avarie, să intervină cu o echipă dedicată doar pentru zona Roman, să poată face într-adevăr un program investițional asumat care să fie pe următorii ani și astfel putem să gândim că ar putea opera o societate de acest gen în momentul de față. Ce părere aveți?
Eu apropo de sincer, fezabilitatea. De 2 ani și jumătate am încercat să facem un compromis, pentru că uneori când te interesează rezolvarea unei soluții, te implici și dai de la tine în ideea de a se rezolva respectivul lucru. Am înțeles și de parte și de alta încrâncenările din trecut între APA Serv și Primăria Piatra Neamț și am vrut să evit alte speculații sau abordări cu iz politic care să blocheze orașul. Le-am zis celor de la APA Serv că le înțeleg optica și că pentru a veni în întâmpinarea lor, ei să-mi zică care sunt străzile, care sunt zonele unde intensitatea avariilor este, frecvența avariilor este foarte mare, în ideea de a-mi pregăti planul de investiții și reparația drumurilor în funcție de planul lor de investiții. În primul an a mers foarte șchiopătând această abordare. Abia în luna a noua anului, în septembrie, a funcționat primul proiect pilot, ca să zicem așa, în care APA Serv a înlocuit conducta pe o porțiune de vreo 300 de metri pe fermelor, după care noi am asfaltat-o. Da. Apoi s-a întâmplat pe Mihai Viteazu. Și acest plan l-am discutat încă de acum 2 ani și jumătate, în ideea în care știam că urmează să implementăm aceste proiecte de mobilitate și vom avea 3 bulevarde mari pe care e necesar să fi rezolvat problema rețelelor de utilități, întâi pentru a nu fi o lucrare superficială care în fiecare an nu poți interveni la apă, da, e clar, pentru avarii. Pe Mihai Viteazu au înlocuit cei de la APA Serv, s-a rezolvat și acolo. Pe Dimitrie Leonida a fost și pe Dimitrie Leonida o porțiune de vreo 300 de metri unde au mutat rețelele de apă și canalizare și ne-am asumat noi practic provocarea cea mai grea, și anume Bulevardul Traian și Decem, o porțiune de... Haideți să spunem cinstit, domnul primar, că lucrările sunt întârziate pe zona asta din această cauză. Acesta este motivul. A proiectului de apă. Pentru că nu s-a acționat la timp și toată lumea nu ne dădea șanse că în 3 ani, până la 31 decembrie 2023, adică anul ăsta, de la momentul preluării mandatului s-ar împlini 3 ani, că în 3 ani vom reuși să avem și proiect, și studiu de fezabilitate, și proiect tehnic aprobat, și licitație pe execuție, contract și lucrări realizate în acest interval. Ghinionul e și contextul global în care ne aflăm, cu război în Ucraina, cu tremur devastator și nu în se Turcia, găsește țeavă. Practic principalii furnizori de oțel din lume. Și după, soluția tehnică. Mai este India, dar... Bine, și acolo e o problemă. Bun, să lăsăm APA Serv, că vreau să mai discutăm probleme. De exemplu, haideți să vedem la nivelul serviciilor de transport oferite. Cum vă descurcați? Care sunt soluțiile adoptate în Roman? Care sunt soluțiile adoptate la Piatra Neamț? Începem de data asta cu domnul primar. Și eu mă gândeam să-l las pe domnul primar. Vă rog, Roman, începe. Că domnul primar ajunge mai rar la dumneavoastră în emisiune. Eu pot răspunde când la întrebare. Nu, tocmai ați pomenit de Adior Trans mai devreme. Ideea este ca să putem... Este diferit. Asta vreau să putem să... Funcționarea serviciului la noi este un serviciu public delegat către un operator privat care se face pe raza municipiului Roman. Iar e cam cum fac dânsii cu Publiserul pentru șosele, numai că e privat. Da, deci este delegat conform legislației către un operator privat. În acest moment, așa cum povesteam în deschiderea emisiunii, printr-un proiect, de fapt prin două contracte care sunt unul deja semnat, unul care urmează să fie semnat, am propus achiziționarea de autovehicule, material rulant electric, ecologic și dezvoltarea, extinderea serviciului public în localitățile din zona Roman și, bineînțeles, în primă fază am creat această legătură cu Comuna Cordun. Evident că în perioada
premergătoare implementării proiectului, va trebui din nou să avem o decizie la nivel local dacă vom înființa sau nu o societate de transport care să fie administrată de către Primăria Municipiului Roman sau dacă acest serviciu îl facem tot în regim de serviciu delegat. Urmează să finalizăm contractarea și apoi vom stabili în ce zonă de prestare vom avea. În acest moment și după analiza pe care au făcut-o experții și care au întocmit planul de mobilitate al municipiului Roman, au constatat că serviciul în acest moment este într-o zonă de bună spre foarte bună. Nici nu este foarte mare, să zicem, municipiul pentru a crea probleme, dar operatorul a fost aplicat, a dezvoltat foarte bine, a făcut investiții și în acest moment traseele și liniile din Roman sunt într-o zonă eficientă și în general, pe lângă micile probleme, inevitabil apar și anumite nemulțumiri pe măsura desfășurării unui astfel de serviciu public, s-a considerat că este unul bun spre foarte bun. Cam în zona asta e serviciul de transport. La Piatra Neamț, situația transportului public stă pe scurt în felul următor. Serviciul este încredințat unui ADI, ADI Urb Trans. Din această asociație fac parte mai multe comune alături de Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, Gărcina, Dâmbrava Roșie, Săvinești și orașul Roznov. Operatorul regional care are atribuite traseele pe toate aceste, ca să fac și această mențiune, traseele și orarele sunt stabilite de către ADI Urb Trans și aprobate de adunarea generală și puse în aplicare de o societate a Consiliului Județean. Puse în aplicare de o societate a Consiliului Județean, Troleibuzul, unde primăria are 2%. În ultimele luni, aș zice că se vede cumva că Troleibuzul a făcut eforturile de a se plia, dota cu autobuze care să fie mai aproape de nevoile de astăzi și de condițiile tehnice de astăzi. Spre finalul acestei luni ar trebui să ajungă în sfârșit și primul lot de autobuze electrice, primele 21 de autobuze electrice, urmând ca următoarele 20 să ajungă până la finalul acestui an. Știu că este în evaluare financiară ofertele depuse în cadrul licitației. Da. Eu aștept să văd și autobuzele astea. Nu am foarte multă încredere că vor rezolva problemele. Lucrăm la elaborarea unui proiect de etichetting prin care să avem puncte și distribuitoare de bilete care să fie de tip self-service, oamenii să meargă să-și cumpere biletul. Am pentru înțeles. Că astăzi mare parte din eficiența acestui serviciu public este îngreunată de faptul că șoferul se ocupă și de vânzarea biletelor. Eu o să vă propun o discuție odată și chiar vom intra probabil cu mai mulți primari, dar n-ați să sunteți primarii de municipii. Cred că ar trebui să vă gândiți foarte serios dacă, cel puțin la Piatra Neamț, care plătește un fel de, cum să-i spunem, taxă la troleibuzul, un fel de taxă de protecție administrativă, ca să-i spus zic așa. Dumneavoastră, dar este o situație absolut atipică, aberantă, care nu se mai găsește în bun, țară, dar în mică parte. Eu m-aș gândi dacă nu-i mai ieftin să fac transportul gratuit și cu beneficii mai mari pentru cetățeni, pentru că mai scade numărul de mașini care circulă, în condițiile de la Piatra Neamț cel puțin. Adică este, mă rog, nu-i momentul aici să discutăm lucrul ăsta. Astăzi, este aberant. Aveți dreptate în ce spuneți. Noi astăzi plătim niște compensații. Eu sunt de acord că orice primărie trebuie să plătească pentru un serviciu public de transport public. Oriunde în lume nu poți face dintr-un serviciu de transport public
unul care să se autosustină. Întotdeauna apar costuri care trebuie suportate, evident, de autoritatea publică, care este direct interesată să reducă emisiile de carbon și să reducă, bineînțeles, aglomerările și gătuirile și aglomerările din trafic. Deci sunt de acord că Primăria Piatra Neamț trebuie să plătească compensații către troleibuzuri, dar vreau ca aceste compensații să fie contabilizate cât se poate de corect. Pentru că noi astăzi plătim gratuități și compensații fără să știm exact câți utilizatori primiți o hârtie de Radio Trans, cum adică? Folosesc transportul public. Da. Aici este o întreagă tevatură, poate facem într-o zi o emisiune și invităm și pe cineva de la Radio Trans, de la Troleibuz, să găsim împreună soluții, dacă tot am deschis calea dezbaterilor. Acum, doi primari de municipii, o întrebare. Cu societăți comerciale în care municipalitatea sau orașul sau consiliul local este acționar unic și majoritar sau fără? Avantaje și dezavantaje. Beneficii și non-beneficii. Aici chiar ne-ați prins pentru că sunt nu știu, chiar total diferite deci, situații. Vă rog. Nu. Ne-ați prins, sigur, problematica, știți că spuneam și de societate, de adiuri, de, ține și de modul cum se gestionează, că e societate sau că e serviciu în subordinea primăriei, până la urmă... Depinde de competența celor care... Exact, da. Prima dată trebuie să fii competent, se consideră și cred că așa și este și părerea mea, într-adevăr o societate ar trebui să fie mai eficientă, mai elastică, și mai ușor de gestionat din punct de vedere managerial. Pentru că se iau deciziile mai ușor, modul de organizare este în principal mai eficient decât atunci când este în subordinea administrației publice locale. Dar se pare că în timp, în coordonarea societățile aflate în administrarea Consiliului Local, să spunem, nu și-au trecut testul eficienței și de multe ori au fost considerate anumite zone gri, să spune, cu rezultate mai puțin bune decât ar trebui să aibă. De aceea, vedeți, noi, de exemplu, în Roman, am redus. Nu avem astfel de societăți care să lucreze, să spunem, pe serviciile publice, cel puțin. Nu aveți niciuna. Da, este doar o direcție, dar care este tot în subordinea primăriei. Este direcție cu personal încadrat în sistemul public, deci nu face parte dintr-o societate pe acțiuni care să fie gestionată pe principiul funcționării societăților. Știți cum? De asta spun. Cred că lucrurile țin de altceva, adică de responsabilitatea fiecărui manager, director și personal implicat, de profesionalismul lor pentru a face lucrurile așa cum trebuie. Și rămân în continuare la principiu că o societate este din punct de vedere managerial ar trebui să fie mai eficient. Dar în administrația publică nu tot timpul am ajuns la acest rezultat. Acum să vă aud. Total de acord cu ce a spus domnul primar. Eficiența unui serviciu public depinde în primul rând de profesionalismul și de competența celor care îl coordonează și a celor care sunt parte și a celor care ar trebui să controleze și să verifice. Sigur că da. Dar eu nu vreau să-mi imaginez cum ar funcționa reparațiile stradale sau reparațiile locurilor de joacă sau salubritatea ca și servicii în cadrul primăriei, pentru că termenele legale sunt extrem de rigide și în genul acesta de activități nu poți avea foarte multă predictibilitate, pentru că azi te strică ceva, trebuie să cumperi și procedurile pe primărie ar fi unele, în timp ce, așa cum s-a zis și mai devreme, forma de organizare a unei societăți îți permite o anumită elasticitate și adaptabilitate pe astfel de lucrări. Și să vă mai spun ceva, eu am crezut cu toată tăria și încăpățânarea în reformarea societăților Consiliului Local, societăților din subordinea primăriei,
și am încercat chiar aducerea parcărilor, de exemplu, în primărie, prin realizarea unui serviciu integrat care să gestioneze parcările publice și parcările de reședință. Și când acest lucru aproape să ne reușească, ne-am trezit că ne poate încurca și ne-a încurcat cineva. N-aș mai încerca experimente de genul acesta într-o conjunctură aici, destul de fragilă. Înțeleg, dar să știți un lucru. Nu numai prefectura v-a încurcat. Ați avut încurcături și din cadrul primăriei. Dacă nu ar exista din cadrul primăriei, dacă nu exista din cadrul primăriei, cum să ne încurcea? Exact. Deci acolo problema a fost că a existat o rezistență la nou. Exact. Și rezistența asta la nou, apropo de serviciile oferite de societățile din Piatra Neamț, este explicabilă doar printr-un singur lucru, prin niște circuite care există între funcționari, funcții de răspundere sau fără, și oameni din societățile respective. Pentru că, până la urmă, ce spunea domnul Leonard, este, păi, contează cine e pus acolo, așa. Și mai contează ceva, dar aici nu vă provoc. Momentul contează ca cei care propun manageri să țină cont de competențe profesionale, nu de competențe de altă natură. Și am avut din astea destule în timpul, la timpul trecut, nu știu dacă avem și la timpul prezent, că nu vreau să dau cu bâta în baltă în momentul ăsta, deși se spune că are balta pește. Așa. Pe final, că uite, aproape o oră s-a dus și eu v-aș mai ține, dar nu știu dacă aveți agenda făcută. Deci am vorbit de societăți fără societăți. Vă mai întreb ceva. Un lucru la care eu țin foarte mult. Cluburi sportive. La Roman Park avem, la Piatra Neamț avem ne nevoie. Gândim. Avem nevoie. Cum funcționează clubul sportiv din Roman? Deci noi nu avem club. Aveți avem o asociație. Avem o direcție. Direcție, da. Direcția Club Municipal Roman. Direcție care are în tot acest, în cadrul primăriei. În cadrul primăriei. Uite, aici am greșit de, eu. Un director. Și în cadrul acestui club avem 9 specialități sportive care sunt acreditate și fac parte, sunt înscrise la federație. Și în fiecare, în această specializare sportivă, este organizat cu exact pe principiul unui club sportiv. Dar este coordonată prin direcția primăriei. Aici avem handbal, fotbal, tenis, șah, not, tenis de masă, fitness, bodybuilding, foarte multe activități. Unde care, am constatat care e reacția cetățeanului vis-a-vis de asta? O reacție foarte bună și o adresabilitate și e o activitate în creștere în municipiul Roman. Vom avea și alte activități pe care le vom acredita, vom trece în cadrul specialităților acreditate pe măsură ce avem și adresabilitate. Când se creează și baza materială. Și baza materială, unele le mai creăm, chiar dacă nu le avem. Pentru a-l dezvolta, evident că trebuie să faci și bază materială. Și totul pleacă de la dorința sportivilor de a face performanță. Și chiar acum ne bucurăm că, iată, după câțiva ani de natație, începem să avem copii care rezultate. Sunt campioni, obțin rezultate la București și chiar ne bucurăm. O muncă susținută, antrenori dedicați și sperăm să, la fel la handbal fete, de unde am fost într-o degringoladă. Acum suntem în zona fruntașă a clasamentului, pe un trend bun și chiar mă bucur de modul cum se desfășoară acolo. Fără excese. Că la un moment dat, fără excese, fără pasiuni, la un moment dat erau așa cum multe tot timpul excese. Am spus, să fie activitate susținută, corectă, să aibă posibilitatea cât mai mulți copii să acceadă la aceste servicii publice până la urmă. Și într-adevăr sunt și cluburi private atunci când poate zona de competență depășește ceea ce putem noi oferi. Care sunt copii care pot merge și în alte zone. Domnul primar, știți că tot timpul eu vorbesc de lucrurile astea. Cum vă gândiți? Pentru că la Piatra Neamț lucrurile erau simple. Fotbal, la un moment dat și alte sporturi.
Au fost rezultate, au dispărut, acum sunt oameni care vor să revitalizeze anumite sporturi. A venit profesorul Dan Gavril, care vrea să plece cu o grupă de copii de la clubul sportiv și a zis, domne, eu vreau să fac, am și eu nevoie un pic de sprijin. Deci cum vă gândiți? Pentru că situația în domeniul ăsta este destul de complicată la noi. Deci este un model care poate să ne inspire, cel de la Roman, sincer, până adineauri nu... Da, și eu nu știu de ce rămăsesem că este un club sportiv, nu o direcție. Dar foarte bine că... Cei drept de mai bine de un an, împreună cu colegi din primărie, am discutat despre varianta ca primăria să intre în asociații pentru a sprijini mai puternic sportul de performanță. Ieri, de exemplu, chiar țin să felicit echipa de fotbal Ceahlău, care a făcut un meci bun, o atitudine extraordinară. Au jucat pe teren, nu? Au jucat bine, a fost un joc foarte dinamic, cu schimbări de situație. Eu am ajuns în repriza a doua chiar în momentul marcării golului egalizator al Ceahlăului de 2-2 și în final băieții noștri au câștigat. Cred că o să vă invite ăștia la meciuri. Merg la meciuri ori de câte ori reușesc. Nu, o să vă invite când îți conduci, zice, hai, intră pe stadion ca să egalăm. Mobilizezi. Nu pot să zic că sunt un talisman al echipei. Mi-aș fi dorit ca la toate meciurile la care am fost să fi fost victorii, însă și în fotbal ca și în administrație uneori rezultatele se lasă așteptate și nu apar imediat odată cu eforturile. Ce vreau să spun este că, da, primăria trebuie să se implice pentru susținerea sportului de performanță, pentru că sportul este un ambasador puternic al orașului respectiv și vrem ca despre orașul nostru să se audă de bine în țară și nu numai. Dar trebuie să spun un mare adevăr. Și asta o relatez acum dumneavoastră și celor care vă urmăresc și ne urmăresc, după ce au spus-o sportivii și oamenii pasionați de sport care s-au dedicat acestor activități încă de ani buni. Și anume că performanța sportivă, cel puțin la Piatra Neamț, a fost posibilă atâta vreme cât mediul de afaceri a fost vioara întâi și a sprijinit și a finanțat sportul de performanță. Corect. Primăria trebuie să se implice și o face. Poate nu reușește astăzi să aloce resursele necesare pentru a acoperi toate cheltuielile legate de sportul de performanță, de marea performanță. Dar aici cred că nu ar trebui să ne gândim neapărat în momentul ăsta la marea performanță. Cred că ar trebui să găsim soluții ca să nu existe săptămână, să nu avem o competiție sportivă pentru copii, pentru tineri. Pentru asta, cred că ar trebui găsite variante de încurajare a profesorilor de sport, a celor de la cluburi sportive. Dar am închis, tragem fermoarul și pe subiectul ăsta. Pe final... Trebuie să respectăm și niște ore. Eu sper să ne mai întâlnim, că avem o mulțime de lucruri de discutat. Pe final, vă fac o mică propunere. Vă numesc primar de Piatra Neamț pentru un minut, primar de Roman pentru un minut. Ce soluții ați vedea în curtea vecinului în perioada următoare? Știu că e deranjant, dar haideți să vedem. Păi, cred că prima soluție este și ultima discuție pe care am purtat-o aici, cea în zona activității sportive, pe care noi, într-adevăr, sau eu am gândit-o ca o activitate în special, în primul rând, de masă și mai puțin de performanță, lăsând de multe ori zona privată să exceleze în acest sau alte cluburi de alt nivel, Romanul nu fiind nici un oraș capitală de județ sau un oraș cu potențial investițional mare în această zonă. Și pentru a crea un curent, activități sportive diverse, pentru a implica și atrage tinerii și copiii, e o soluție aceasta a creierii unei astfel de structuri și
a dezvoltării pe mai multe paliere. Noi în special avem, așa cum am spus, sportul de masă, de agrement, mai puțin competițional. Deci e o componentă competițională în fiecare ramură, dar e și o componentă de agrement, de relaxare. Ce ați face dacă ați fi primarul? Nu știu dacă aș face neapărat lucruri diferite, pentru că ceea ce mi-aș dori să fac și eu la Piatra Neamț e, dar pentru a porni cu aceste lucruri trebuie să pornești măcar de la zero și eu nu am avut această șansă. Îmi place cum se organizează lucrurile pe partea de aliniamente stradale, spații verzi și amenajări a zonelor de agrement, pentru că eu consider că aceasta trebuie să fie poate activitatea principală a unei primării, în ideea de a îi scoate pe oameni prin casă și de a-i provoca să se relaxeze și să petreacă timp în aer liber, să se plimbe și poate să mai renunțe la utilizarea mașinilor. Pentru că astăzi orașele sunt efectiv sufocate de mașini. Am început să vedem mai degrabă construcția orașelor pentru mașini decât pentru a asigura o infrastructură de promenadă. Corect. Și petrecere a timpului liber pentru oameni și în beneficiul oamenilor. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Au fost prezenți în studio domnul Leonard Achiriloae, primarul municipiului Roman, domnul Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț, și aș vrea să închei cu o glumă, că de acum vreau să închei emisiune cu câte o glumă, n-are legătură. Deci ci că s-a scos la vânzare modelul Duster electric la Budapesta. Știți ce înseamnă, ce întreabă cumpărătorii români? Întreabă așa, ceva de autonomia, vreau să vă întreb dacă o cumpăr din Ungaria, ce autonomie are în România? Ne oprim aici. Vă doresc cele bune, o zi frumoasă, sărbători cu bine dumneavoastră. Mulțumim. Și locuitorilor celor două și municipii. Și noi le transmitem prin intermediul dumneavoastră sărbători liniștite, binecuvântate și să ne vedem cu bine după. Paște fericit urez și eu tuturor pietrenilor și nemțenilor. Sănătate multă, bucurie și belșug. Ne oprim aici, oameni. Asta a fost emisiunea. Eu fac cruce. Am avut și o dezbatere după mult timp în studio. Sper să avem după Paști dezbateri. De exemplu, mi-ar plăcea să-l văd pe domnul George Lazar cu domnul Harpa. Mi-ar plăcea să-l văd pe domnul Leoreanu cu domnul Țapu în emisiune. Mi-ar plăcea să... Nu, stai că sunt în același partid. Domnul Leoreanu cu domnul Cuc, sau mă rog, sau cu doamna Bulai în emisiune. Adică să vedem, se discute, că numai din discuții pot apărea lucruri. Uite cum a apărut asta cu direcția pentru sport. Pentru mine este un câștig în emisiunea de astăzi. Ne oprim aici, cele bune, numai bine!